Proiectul ăsta a venit așa ca o cireașă, pentru că ne dorim foarte tare și toți autorii noștri tind acum către internațional și zicea, băi, trebuie să facem ceva mai mare dacă facem DeMoga cu Untold platformă, și mi-a venit ideea asta cu recording studio și asta a fost o ocazie mai profi să cunoaștem alți muzicieni. Things, you know, once in a while, and it's all about music, all about hanging out. Noi ne concentrăm pe pop și pe topul ăsta al radiourilor și aici și Billboard și unde fie în lume. Iar ei se concentrau pe festival și undeva ne-am întâlnit la mijloc. Și am reușit să scoatem niște demo-uri bune, care sper să se transforme în niște piese. What you see outside is deceiving. What's inside is what's incredible. What these guys put on is something I've never seen before, and we've written a hit inside of it. Mai mare provocare a fost autocarul în sine. Să-l facem să arate studio în spatele printurilor, sunt ureți de antifonare, pentru că știam că o să fie foarte multe boxe și scene aici și toată lumea a tras tare și ne-a ieșit. Sunt pe val la festival, la Untold e ireal. Sunt pe val la festival, la Untold e ireal. Atmosfera e foarte cool, că oamenii nu se așteaptă să găsească un recording studio într-un autocar, pentru că te simți ca într-un studio aici.